Procurorii Dicot Sălaj au organizat în această dimineață 8 percheziții în mai multe locații din Zalău și Cluj-Napoca, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor lichidatori judiciari, polițiști și a unui magistrat. Potrivit unui comunicat de presă publicat de DICOT pe site-ul propriu, procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Sălaj, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, abuz în serviciu, luare de mită în formă continuată, dare de mită în formă continuată, cumpărare de influențe și fals intelectual. La data de 26 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Sălaj, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, au efectuat un număr de 8 percheziții pe raza județelor Sălaj și Cluj, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor lichidatori judiciari, polițiști și a unui magistrat. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizează procurorii că atunci când împrejurările vor permite, vor fi în măsură să ofere detalii suplimentare.